Pandemia a adus multe schimbări în toată lumea, însă nu toate au fost rele. În România, încă de la începutul pandemiei, s-au pus bazele primei platforme de fizioterapie asistată online ce oferă servicii medicale în sistem de telemedicină. Cum ne poate ajuta în mod concret, vom afla de la invitatul nostru de astăzi, cofondatorul platformei Restartix, Alexandru Ilie. Bun venit, Alex! Bine te-am găsit, Dana. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Să știi că sunt în asentimentul tău, sunt de acord cu tine și cu acest proiect inovator, ca să spun așa. Pentru că, iată, pandemia ne-a forțat așa să ieșim din cotidian, să ieșim din obișnuința, din rutina de a mai merge în cabinetul medicului și de a vedea că se poate și altfel. Exact, practic a creat acel cadru mult așteptat prin care s-au accelerat anumite lucruri care, din fericire, dacă privim prin comparație, am putut vedea faptul că în alte țări la care noi revenim să fim, țări cum sunt cele din Europa de Nord, cu precădere, sau Statele Unite ale Americii, acest mijloc de comunicare între pacienți și expertul medical se realiza cu succes înainte de pandemie, tocmai pentru că are foarte multe avantaje. Însă pandemia efectiv a venit și a creat acel cadru prin care a forțat atât industria medicală, căci este o industrie în spate, cât și pacientul, deja care nu mai avea acea urgență medicală și avea o durere poate sau o întrebare care nu era o urgență și ar fi vrut să afle răspunsul, să se liniștească, și atunci a aflat de această opțiune că poți să te conectezi cu un expert. Uite, hai să mai vorbim așa despre avantajele telemedicinei. Facem așa o listă și după aceea vedem și cum se produce o consultație, ce se întâmplă acolo în cabinet, ce trebuie să facă pacientul. Pentru început, în România nu era un subiect atât de, să-i spunem, de nebăgat în seamă, pentru că există o lege, există legea numărul 95 din 96, cred, care a vorbit pentru prima oară despre această capacitate de a transmite date medicale între pacient și expert într-o formă digitală, cât se putea de mult, sau chiar și telefonică. Ei bine, în noiembrie, pe 18 noiembrie anul trecut, s-a dat o ordonanță de urgență, ordonanța 1996 pe 2020, care a reglementat această lege și care, de fapt, a creat un cadru prin care telemedicina să se poate realiza cât mai aproape de parametrii legali. Încă mai sunt lucruri de îmbunătățit la acest cadru legal, însă, din fericire, lucrurile au avut un salt extraordinar de important. Deci, în primul rând, pentru cei care ne urmăresc, telemedicina presupune posibilitatea unui pacient de a intra în contact cu un expert, fie la telefon, fie printr-un apel video, fie să transmită date medicale în format digital, pentru că mulți aici se întrebă, dar trebuie să-mi vadă RMN-ul. Păi, din fericire, RMN-ul se poate vedea în format digital. Îl trimiți, îl încarci pe un mail și se poate vedea. Nu e nevoie să-i arăți CD-ul expertului și să se uite în calculatorul lui. Din fericire. Și, practic, posibilitatea aceasta de a face un schimb continuu între, poate, cel mai ușor de înțeles, cred că este second opinion, nu? Da? A doua opinie de care toată lumea a auzit deja, când oamenii, de exemplu, vine un chirurg care spune, eu vreau să vă operez. Și majoritatea vin și spun, mai duc la cineva să văd dacă chiar trebuie să mă operez. E bine, această posibilitate de a avea un second opinion este cel mai ușor de a înțelege cum poți să apelezi la telemedicină pe un larg spectru de posibilități, pentru că fizioterapia ne poate oferi această posibilitate, pentru că kinetoterapeutul, cum este el cunoscut în România, sau fizioterapeutul, este acel expert care îți oferă posibilitatea, în primul rând, de a avea o anamneză. Deci să stai de vorbă cu el și să-ți povestești de cât timp te doare, cum te doare și astfel să capete informații din partea ta ca pacient. Apoi va avea parte de o evaluare bazată pe investigația aceasta vizuală. Anamneza asta vizuală se face în momentul în care practic îl pui pe om în fața camerei și, slavă Domnului, toată lumea are telefon mobil astăzi și poți să ai o inspecție vizuală fără niciun fel de problemă. Bineînțeles că are carențe, însă, privind prin comparație în a nu avea acces la un asemenea serviciu sau a fi nevoit să te duci să mergi 100 de kilometri întregi, exact, și asta este pentru faza de consult, pentru că, ca să continui acest proces, gândește-te că noi inclusiv vom avea posibilitatea să facem teste funcționale cu pacienții, adică îi pui în diverse situații motrice să se aplece, să se încline, să ridice un picior, o mână, să dea din cap și așa mai departe. Corpul va transmite acele răspunsuri. Mă doare când fac asta sau mă doare când fac cealaltă, și atunci tu ca expert poți să pui, să coroborezi tot ceea ce ai acumulat ca informații din partea pacientului, din partea rapoartelor medicale deja existente, deci analizezi dosarul existent plus această simptomatologie în baza căreia poți să pui deja un prognostic și cât și o formă de tratament. Asta din perspectiva fizioterapeutului. Însă
multe alte discipline medicale și mulți medici pot realiza, de exemplu, în cadrul acestei platforme pe care am fondat-o, avem inclusiv medic de recuperare care el dublează această evaluare și vine și el cu expertiza lui, evident, și oferă, de exemplu, rețete. Are rețete medicale pe care o transmite în format digital, se prezinte cu ea la farmacie și ia medicamentația de care are atât de mare nevoie, poate pentru a ieși dintr-un puseu acut dureros. Sunt, de exemplu, discipline pe care acum le pregătim în premieră pentru România, cum este departamentul de nutriție. E un lucru fabulos să poți să oferi oamenilor posibilitatea de a replica realmente o experiență într-un cabinet al nutriționistului la el acasă. Gândește-te că telemedicina, de fapt, ne-a forțat foarte mult să ne gândim la soluții. Și din perspectiva nutriției, care este într-o strânsă corelare cu multe afecțiuni, și foarte mulți pacienți au nevoie, de exemplu, pentru a nu mai avea durere articulare, de genunchi, de șol sau de spate, să slăbească. E una dintre principalele indicații pe care ei le primesc pe lângă multitudinea de tratament medicamentos sau exerciții fizice. Atunci ne-am gândit cum ar fi să putem să avem cât mai multe date despre ei, oferindu-le, și asta spun ție acum în emisiune, în premieră, n-am mai spus-o nimănui, oferindu-le posibilitatea de a avea o evaluare complexă cu ajutorul acelor cântare cunoscute care apelează la bioimpedanță. Practic, un cântar care îți evaluează compoziția corporală, tu transmiți toate aceste date unui expert de oriunde ai fi din lume, pentru că vei primi un asemenea echipament în casa ta și ai posibilitatea, practic, să fie analizat tot acest dosar, cu un chestionar întreg, și aici, cu siguranță, tu îl cunoști pe doctorul Alin Popescu, el este cel care va fi directorul acestui departament de nutriție, prin care practic Alin va veni și va analiza toate aceste dosare medicale și va oferi, gândește-te, la 10 zile posibilitatea lor de a oferi planuri alimentare medicale de data aceasta pe fiecare nevoie și particularitate. Practic poți să ajungi la astfel de medici, specialiști, de oriunde ai fi din lume. Așa este. E o idee minunată că tu aduci, iată, astfel de specialiști pe platformă și, practic, nu mai stăm să ne gândim la oamenii care nu au acces la servicii medicale clasice, să zic așa, care nu au medici specialiști în orașele lor. Pot doar asta e o altă carență. Singur click, da, să intre pe platformă, exact, și să aibă acces la voi. Asta este o carență reală, pentru că foarte mulți oameni, poate din cei care ne urmăresc acum din București și din Ilfov, spun, da, mă, dar eu am medici aproape și avem, slavă Domnului, în centrele mari universitare, este o abundență de servicii medicale, din fericire, de top. Însă, haideți să ne uităm la ce se întâmplă în țară. În țară, da. Acolo pentru este problema că mare. Acolo e o mare problemă. Eu spun că, cred că undeva la 15% din pacienți sunt din diaspora. Avem peste un milion de oameni, aproape 2 milioane de oameni care sunt români de ai noștri și care lucrează în Franța, în Spania, în Germania, în Statele Unite ale Americii, am pacienți din Canada, la fel avem pacienți care, oamenii ăștia, pe de-o parte spun, domne, ce o primesc ca și expertiză medicală din România, ei ne compară cu ce au găsit acolo și spun, domne, este altceva, e clar că școala medicală românească este în continuare o școală de prestigiu care creează experți foarte buni și nu întâmplător, sunt atât de bine ceruți și bine primiți peste tot în Europa și în state, și pe de altă parte le facilitezi posibilitatea la a intra în expert la costuri mult mai mici. Față de ce evident, care nu este un subiect care cred că ar trebui știi să teste, care se tratează să în România, trecem. Prea da, bineînțeles. Da. Sunt mulți oameni care vin și spun, eu vreau să vin să fac un RMN în țară, pentru că aici mă costă de 4-5 ori. Sau la stomatologie sau așa mai departe. Sau intervențiile chirurgicale. Așa intervențiile este. Chirurgicale pot să ajungă la costuri la care noi, ca în România, nu ne putem nu imagina. Da, exact. Sau infiltrații, la fel, proceduri minim-invazive pentru a media durerea, la care ei vin și spun, nu, ne vreau să le fac în România că sunt mult mai ieftine. Dar dacă ne raportăm la procedeile de fizioterapie, la protocoale de recuperare bazate pe exerciții medicale dedicate fiecărui pacient în parte, vizita, de exemplu, în UK, la un astfel de specialist, pornește de la 50 de lire. E bine, ca să te duci de 10 ori, te costă 500 de lire minim. Vorbesc de prețul da, de cel mai mic pe care îl găsești în Londra. Dacă te raportezi în Germania, de exemplu, la fel, sub 40 de euro, unde este un nivel foarte scăzut de dotare tehnologică, nu găsești. În momentul în care tu îi oferi pacientului posibilitatea de a avea, de exemplu, la un pachet de 300 de euro pe an, acces nelimitat la resurse particulare private, lucrurile evident că normal, sunt normal, extrem de rapid îmbrățișat. Exact, pentru că ce dădeai pentru 10 ședințe poți să dai acum pentru un an de zile. Da. Iar nu calitatea este cea la care se face rabat.
Pentru că aici foarte mulți spun că probabil lucrurile sunt mai slabe. Nu, nici de cum, din fericire. Ci ne gândim și toată lumea înțelege că pentru a avea o clinică ai nevoie de o clădire. Normal. O clădire care costă milioane. Fixe acolo, exact. Personal auxiliar, exact. Da. Deci toate aceste lucruri oamenii le înțeleg că se regăsesc în prețul final. În prețul consultației, da. Exact. Dacă tu plătești o consultație de 300 de lei, nu conține doar competența expertului. Mai conține și alte lucruri. Și toate celelalte lucruri, da. Și lumina, și scările, și liftul, și mirosul frumos, și scaunul pe care stai. Toate lucrurile alea sunt incluse și atunci când poți să aduci astfel de experți în casa ta, este un mare, mare plus. Și îți spun că în ultimul an și jumătate, personal cu echipa care se află în spatele meu, a reușit peste 1500 de astfel de consultații să realizăm, de peste tot din Europa și din Statele Unite ale Americii, și rezultatele sunt extraordinare. Păi hai să ne arăți așa, noi am pregătit niște imagini, să ne arăți practic cum se desfășoară o consultație și să le spunem și telespectatorilor că nu trebuie să te duci în cabinetul medicului să pună mâna pe tine. Știi că mulți sunt momente. O să vreau să povestim. Acolo, haideți să vedem acest material care ne arată despre ce înseamnă o astfel de consultație. Poți să explici exact ce se întâmplă. Aici, practic, am vrut să exemplificăm o consultație prin telemedicină. Eu sunt conectat pe telefonul mobil, pacientul este conectat pe telefonul mobil și eu am dat aici un share desktop ca să poatem să înregistrăm, în care, de exemplu, acum făceam un bilanț articular al regiunii cervicale. Îi cer pacientului în momentul de față și spun, uite, vreau să stai în următoarea poziție și îi arăt exercițiul pe care vreau să-l testez. Deci vreau să fac un bilanț articular al umărului. Aceste lucruri le fac și în cabinet și în care ai nevoie să vezi cum funcționează, de exemplu, în cazul acestui pacient, putem vedea, dacă ne uităm cu atenție, mai devreme că se făcea un sistem de compensare în capătul de mișcare din extensie toracală. Deci putem ști că omoplatul nu avea o funcție optimă, pentru că vezi cum ridică, vezi practic, cum brațul. Apoi, uite, ridică. Facem niște teste așa prin care vrem să vedem gradul de mobilitate în aplecările laterale, în care, pe de-o parte, ne uităm la simetria pe care o realizează de mișcare, pe de altă parte, ne vom uita întotdeauna la simptomatologie, adică îl întrebăm, te doare când faci asta? Și vine răspuns. Da, mă doare când mă înclin pe dreapta. Reprezintă un semnal și un prim lucru extrem de important pe care îl consemnăm în aceste rapoarte medicale. Aici, la fel, stai să văd ce mai urmează. Uite, vezi, aici am arătat un cadru în care vine cu opinia expertului. Deci fiecare raport pe care noi îl întocmim vine cu o opinie din partea expertului care îl examinează și în care îi se spune foarte precis, uite, în primul rând, ce s-a evidențiat în baza acestui consult, care de obicei durează 30 de minute. Asta ca o paranteză, foarte mulți sunt foarte încântați pentru că norma unui medic este de 20 de minute. Și foarte mulți s-au plâns de faptul că sunt superficiale. Da, m-a grăbit așa. Am intrat acolo, nici nu m-a ascultat, nici n-a făcut nici mi-a dat ceva și hai să plec. Nici n-am zis ce s-a întâmplat. Am plătit și o grămadă de timp, am dus și am stat ore întregi în trafic sau am venit de la mare distanță. E bine, noi am crescut această normă și la care nu vrem să facem rabat. În 30 de minute se face această inspecție vizuală dublată de un set de teste funcționale, se numesc ele baterii de teste funcționale, în funcție de simptomatologia lui se apelează și se pune accent mai mult dacă îl doare umărul, faci multiple alte teste care ele oricum se făceau, căci aici este partea cea mai importantă de comunicat. Toate aceste lucruri le faci când mergi într-un cabinet. Iar după cum vedeți, în momentul de față, evident, ce lipsește este palpajul. Nu poți avea palpaj prin telemedicină, însă, într-un spectru destul de larg de patologii, palpajul reprezintă un mod de a diagnostica sau de a primi un semn din partea organismului în care importanța sa nu este hotărătoare. Adică eu ca fizioterapeut, dacă tu ai o durere de coloană, să-mi spui că fără palpaj eu nu pot să știu ce ai tu acolo. Mai ales dacă îmi trimiți un remene, mai ales dacă ai mai avut un dosar medical pe care îl analizez, te pun să te miști în tot felul de astfel de situații, pentru mine este extrem de multă resursă. N-ai cum să o palpezi. Cum? Știi că o stenoză n-ai cum să o palpezi. O stenoză nu poți să o palpezi, două mama măsii de stenoză. În schimb, pe de altă parte, ce este foarte adevărat, există un spectru important de patologii, de exemplu, în traumatologie. Când ai parte de entorse, când ai parte de fracturi, acestea nu pot fi subiectul unui consult în telemedicină, deoarece palpajul reprezintă un ingredient important. De ce? Expertul medical are nevoie să vadă, de exemplu, culoarea tegumentului în modul său real, unde camera te poate păcăli. Temperatura locală este importantă, pacientul neavând capacitatea obiectivă de a putea să o evalueze. Gradul de inflamație este un alt aspect pe care, din nou, nu poți să-l preconizezi prin telemedicină. Poți să faci multe lucruri și acolo, prin comparație cu nimic,
Deci dacă omul respectiv nu are posibilitatea să meargă la un măcar expert, îi spui așa la ce să se aștepte. Poți să-i spui multe lucruri, Dana, nu doar lucruri generale, însă, într-adevăr, în traumatologie, pot spune și eu care fac această telemedicină auto de față, că are foarte mari limite. În schimb, în afecțiunile coloanei vertebrale, care sunt date de procese degenerative, deci de trecerea anilor peste oameni și lipsa mișcării, în final, de care noi tot vorbim, ei bine, în momentul respectiv, palpajul nu reprezintă un ingredient hotărător. Ce se întâmplă la finalul consultației? După ce tu ai făcut anamneza, rezultatele îi le trimiți pe mail pacientului? Exact. Se întocmește un raport medical care este preluat de către departamentul nostru de suport clienți și care le este trimis fiecăruia în 24 de ore pe e-mail. Raportul medical, pe de-o parte, presupune o opinie a expertului, deci un diagnostic, fie funcțional, fie clinic, pe care expertul pune și, bineînțeles, o soluție. Soluția care, în cazul de față, poate, ținând cont că aici e o evaluare făcută de mine, se bazează întotdeauna pe tratament fizical-kinetic. Deci un protocol de exerciții specifice adaptate afecțiunii sale, care sunt încărcate pe această platformă și în care el le poate opera oricând dorește. Intră acolo și are acces la protocolul creat pentru el. Și apoi spui să revină, nu știu, la o săptămână, două, trei, după ce a efectuat. Exact. În funcție de patologia fiecărui pacient, noi căutăm să îi sensibilizăm pe oameni, tocmai pentru că prețurile sunt foarte accesibile, să revină la reconsult, pentru că majoritatea dintre noi nu ne mai ducem la specialist că nu ne mai doare. Nu? Doamne, mi-a dat ceva mi-a și mi-a fost bine, a fost ok. Și mai iau și data viitoare dacă exact, și mai iau eu, că mai ales în tratamentul atunci medicamentos. Exact. E bine, la noi, în cazul de față, de exemplu, domnul doctor Alexandru Pândaru, care e medic specialist în recuperare medicală, vine și completează acest act medical prin expertiza sa, prin a-l oferi inclusiv aceste tratamente medicamentoase pe o durată scurtă, unde se pretează. În schimb, pentru tratamentul fizical-kinetic, care presupune acel protocol de exerciții, și de asta am folosit termenul de protocol și simple exerciții, pentru că protocolul, pentru cei care ne urmăresc, e important să înțeleagă că presupune un anumit tip de exerciții pe care le faci la început, apoi altele dedicate și apoi în final alt tip de exerciții care își cresc gradul de complexitate și progresivitate în funcție de evoluția afecțiunii tale și care, evident, o dată pe lună sau cel mult, le spun eu pacienților, la 60 de zile, asta în funcție de statusul pe care el îl prezintă, se reîntorc la reevaluare și li se recomandă un alt protocol de lucru, tocmai pentru a evita recidiva și, bineînțeles, de a sta departe de medicamente și de intervenții chirurgicale. Și în afară de acest, să zicem, abonament anual, se poate să plătești doar, să zicem, o consultație sau poate ai o urgență și nu știi. Bineînțeles, cu siguranță. Noi le oferim oamenilor posibilitatea să aibă consultații, ele sunt contra cost și avem experți unde ei pot opta să meargă să-și aleagă pe cel pe care vrea să-l aibă într-o consultație, iar apoi, întotdeauna, accesul pe platformă este condiționat de această evaluare inițială. Deci nimeni nu intră pe această platformă de telemedicină de capul lui, că asta am mai tot văzut în ultimul an de zile, în care mulți prieteni spuneau, dar oamenii își cumpără acolo și fac ce vor ei. Nu este adevărat. Deci oamenii care devin membri în această platformă au posibilitatea să aibă minim un consult cu medicul de recuperare, este minimul pe care îl introducem, poate să fie dublat și de un expert în fizioterapie de la care începe protocolul dacă vorbim de afecțiunea ale coloanei vertebrale. Dacă ne vom referi la departamentul de nutriție, cred că o să povestim sau cred că mai degrabă să lăsăm pe domnul doctor Alin Popescu să vă povestească. Eu zic să veniți amândoi și mai facem o ediție. Vă mulțumesc tare mult, Alexandru, pentru toate explicațiile și felicitări încă o dată pentru această platformă. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc frumos!